venit în Inconcordia, Orlando Stoicescu, ambasador Chei Legendelor, este din nou invitatul meu astăzi. Bine revenit, Orlando! Bine te-am regăsit, Cristina! Da, nu știu cum se face că ne tot auzim așa cu mici pauze, ba COVID, ba alte probleme, ba alte situații. Ba sărbători, ba vacanțe. Ba aniversă. Am început seria asta aproape acum un an. Da, și încă nu am terminat. Hai că o terminăm anul ăsta, cred. Vedem, dacă nu, asta e, când o fi, o fi. Hai să continuăm extragerea cheilor genelor. Până acum am făcut deja 14, deci mai avem vreo 50, nu? Da, wow. Mai avem 50. Am scos de cărțile pe care deja le-am extras și acum să vedem exact care este mesajul săptămânii, de da. Astăzi și ce cheie va ieși. Pentru cei care nu ați mai urmărit o astfel de extragere până acum, e vorba de arhetipuri, adică nu luați lucrurile ca fiind, eu știu, un adevăr absolut sau o previziune sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu vorbim despre arhetipuri. La cheile genelor ne arată modul în care noi oamenii ne cam comportăm unii cu ceilalți. Și ne arată locul de unde pornim, partea destructivă, locul pe care îl creăm, partea constructivă și în același timp asta din spate. Am putea să spunem misiunea. Asta fiind spuse, hai să extragem, să vedem ce carte o să vrea, fără nicio preparație, să extragem mesajul zilei. Ah, ce drăguț. Cheia 40. Cheia 40. Da, cheia 40. Bine, în engleză este trecut resolve, în română este tradus tărie de caracter. Este cel care rezolvă, rezolvatorul. Ideea este legat, de fapt, mesajul de astăzi e legat de voința noastră și cum ne-o folosim. Pentru că umbra este epuizare. Avem partea destructivă, care, din nou, partea destructivă nu este bună sau rea, de acolo cred pornim. Că este extrema. Cred că dacă trecem în extrema cealaltă și tragem foarte tare, ajungem să ne epuizăm. Sau dacă stăm degeaba prea mult și extremele pot să fie și în modul acesta exprimate. Bateria de caracter ne ajută să revenim către ceea ce este cu adevărat important. Dar pentru cine? Aici este întrebarea. Asta este întrebarea cu care vine cheia 40. Pentru cine să fie important? CD-ul, partea non-duală, ziceam de partea destructivă că nu este bună sau rea, umbra în cheile genelor este materia primă pentru dar. Da? Deci partea destructivă este folosită, energia acestea este folosită pentru a atinge frecvența darului, pentru a construi. Iar CD-ul, esența din spate, cum am spus mai devreme, normal, metaforic mai mult, este voința divină. Și aici avem răspunsul la întrebarea a cui e voința. Pentru că fiecare dintre noi suntem niște pioni. Avem niște roluri în această viață. Corpul în care ne-am născut, el vine cu un rol, un rol predefinit. Da. Asta ne arată cheile genelor. Pentru că mai sunt unii oameni care spun, da, dar sky is the limit, da? Cerul este limita. Și oricât de mult am dori să credem lucrul acesta, avem limit în această realitate. Dar e ca și cum eu acum zice, dar eu pot să joc la fel de bine fotbal ca cum joacă Cristiano Ronaldo sau Messi, sau în același timp eu știu să aleg la fel de repede ca Usain Bolt. Normal că aici în spatele succesului lor este și antrenamentul, foarte mult antrenament, dar în același timp sunt niște abilități genetice. La fel și în cazul tău, tu ai anumite abilități genetice pe care eu nu le am. Și invers. De aici vorbim despre geniu. Acum geniul nostru este unic, original, este autentic și este complementar cu geniile altora. Și geniul nostru este construit, după cum spuneam, să fie, se alăture genilor celorlalți oameni. Iar voința divină este, dacă e să o luăm așa, este voința lui Dumnezeu. După cum tot ni se spune în religie, tu ești parte a împărăției lui Dumnezeu și voința sa se aplică asupra ta. Bine, dacă avem o problemă cu religia sau dacă avem o problemă cu viața, poate când eram mici ne-am simțit neajutorați, nesusținuți și atunci am decis, conștient sau inconștient, că viața este nașpa, bine, o să folosesc cuvântul ăsta. Da, și atunci am creat acest război, care, din păcate, ne poate duce la o anumită vârstă să ne închidem față de exterior, să ne închidem față de viață, să ne închidem față de exterior, de întreg.
să ne închidem față de rolul pe care îl avem în acest întreg. Nu suntem de capul nostru, nu suntem singuri aici. Știi? Și atunci ce se întâmplă? Omul care trăiește preponderent în această umbră a epuizării, este omul care nu se conectează la voința divină, care nu se conectează la întreg, care nu și-a găsit rolul. De ce? Pentru că își folosește voința ori pentru a continua războiul cu viața. Și asta ori este într-adevăr epuizant. Exact. Ori considerând că trebuie să joace toate rolurile și cumva să fie un salvator al lumii, al universului, știi? Și se epuizează pentru că nu face ceea ce îi se potrivește, ci face tot ceea ce prinde și asumă prea multe responsabilități. Da, salvează, eu știu, situații, oameni atunci când nu ar fi trebuit să o facă, pentru că poate nimeni nu i-a cerut lucrul acesta. Mai este și cazul în care vor să-i convingă pe ceilalți că nu există Dumnezeu, că nu există o anumită voință divină, că nu există în primul rând viață sau lucru pentru care să ne bucurăm, să se bucure, să se lase în voia lor. Go with the flow, îmi place foarte mult cum sună, știi? Go with the flow este într-adevăr să te lași dus cu viața. Ori ei, necrezând în asta, bănuiesc că încep să pună și... Mai e ceva, vorbeai de voința divină. Este foarte, foarte important aici, pentru că de unde cred eu că vine foarte mult frustrarea noastră și epuizarea într-un final despre care vorbești, e că uneori voința noastră, nu, adică ceea ce ne dorim noi, ceea ce vrem noi, nu coincide neapărat cu ceea ce ne-a pregătit oarecum, să zicem, Dumnezeu sau Universul sau viața, fiecare alege ce dorește, ce ne-a pregătit pentru ca noi să creștem și să evoluăm. Și atunci, nefiind, neîntâmplându-se ceea ce ne dorim noi, pentru că noi considerăm că noi știm mai bine ce este pentru noi bine decât viața, Universul, Dumnezeu, atunci clar intrăm în frustrarea asta. Care este mesajul? Ce ar trebui să facem ca să nu mai fim în lupta asta și să fim epuizați? Aici este foarte important să învățăm să spunem nu, când e important să spunem nu. Să învățăm să spunem da atunci când este important să spunem da. E foarte simplu când vine vorba despre cheia 40, tăria de caracter, resolve-ul. Este vorba despre deciziile pe care le luăm. Și e vorba despre la ce spunem da și la ce spunem nu. Și să avem curajul să spunem nu, că asta este problema. Cred că avem senzația... Da. Și avem senzația că dacă spunem nu, că oamenii nu o să ne mai aprecieze, că nu o să mai rămână în contact cu noi și așa mai departe. Și de aici pleacă foarte mult lupta asta. Era cineva care spunea că dacă vrei pace în exterior, vei avea război în interior. Știi? Da, pentru că asta e lecția. Da, asta exact. E lecția. Când este să accesezi o astfel de lecție cum este pacea, o astfel de descoperire interioară cum este pacea, atunci viața îți trimite exact provocările potrivite pentru a obține. Și atunci iată că războiul este una dintre provocări, pentru că e ceva, zicem, bine, bine, pe timp de pace toată lumea poate să cultive pace. Da. Sau măcar are o șansă în plus să cultive pacea, dar acolo, pe timp de război, se observă cine este cu adevărat în pace și cine doar mimează. Cine aplică cu adevărat teoria sau nu? Știi? Acolo, în practică, se vede. Dar e foarte complicat să înțelegem aspectul ăsta, că atunci când vrem pace și suntem în vremuri de pace, liniște, suntem ok, nu înțelegem de ce ni se trimite o situație în care este iarăși război. Și atunci e foarte greu ca oamenii să înțeleagă și știu, și mie mi-a fost, să știi, foarte greu să înțeleg. Mi se pare așa o chestie contradictorie. Păi stai puțin, eu vreau să fiu liniștită, ar trebui să am totul liniștit în jurul meu. Dacă am un război, da, să înțeleg că vin, ca un fel, știi cum le văd, ca un fel de extemporale așa. Teoria e frumoasă, vorbim, disecăm în detaliu, cât mai profund, cât mai minuțios. E, dar când vine extemporalul, vine viața și spune, bun, ai învățat toate astea, ia hai să vedem ce dă în practică. Uite, ai o situație acum în care tu înainte explodai, da? E, în situația asta acum, similară cu cea în care explodai, tu reacționezi altfel? Dacă da, înseamnă că am învățat lecția. Dacă nu, nu. Ești de acord cu mine sau nu? De ce să nu fiu în acord cu tine, cu tot ceea ce ai spus? Pentru că, până la urmă, e foarte important să avem grijă ceea ce cere. Că sunt oameni care cer lucruri sau situații pentru care nu sunt pregătiți.
Da, de-aia, și asta face parte din căutarea. Dar crezi tu că oare chiar nu suntem pregătiți dacă o situație, da, știu, în sensul că o cerem prin intențiile pe care le trimitem, dar oare crezi tu că nu suntem pregătiți pentru ea? Poate că vine un pic mai brutal, aș spune așa, dar crezi că nu am fi, când vine fără să fim pregătiți? Uite, îți dau un exemplu, un om care dă faliment, banca vine și ia totul, de la, eu știu, de la o viață trăită bine, în lux poate, ajunge să trăiască într-o sărăcie lucie o perioadă. Omul acela mental nu era pregătit pentru acea sărăcie, că după aia învață și se pregătește, da. Dacă acceptă asta, altfel ce poate să facă este să respingă ideea că a ajuns în situația respectivă, da, și să se autodistrugă ori cu niște săniuță cu alcool, ori cine știe, dar mai sunt unii oameni care din păcate aleg calea să aruncă de, știu cum e, de pe, da, geam. Da, da. Ceea ce na, adică nu rezolvă problema absolut deloc, că știi cum e, venim și data următoare, că da, nu suntem pregătiți, adică se poate mult mai ușor. Cheia 40 ne arată că se poate trăim viața în flux, să trăim viața în acord cu întregul, cu voința divină. Dar pentru asta este foarte important să este foarte deja. Exact, să observăm că există în noi anumite condiționări, anumite tipare care ne îndepărtează de busola noastră internă. Și după cum spuneai mai devreme, aceste condiționări, aceste tipare ne duc pe niște căi care nu ni se potrivesc. Știi? Și atunci ne chinuim, atunci suferim, ne epuizăm. Că despre asta vorbim în umbra cheii 40. Darul rezolvului, tăriei de caracter, rezolvă treaba. Și atunci omul revine la simplitate. Că despre asta e vorba în cheia 40, dacă e să o luăm și mai în profunzimea sa, fiind sigiliul liniei 1. Revenirea către simplitate, către nevoile noastre și să avem încredere că nevoile noastre sunt în acord cu nevoile întregului. E un fel de smerenie chiar. Da, e smerenie, dar în același timp este și folosirea ego-ului într-un mod sănătos. Foarte important, pentru că avem un ego și e important să-l folosim, dar contează cum îl folosim. Știi? Adică ego-ul putem folosi spunând, da, eu sunt un om ultra-spiritual și eu îmi trăiesc viața doar în modul acesta pentru că așa trăiește un om spiritual. Dar asta e o chestie doar mentală, știi? Nu și simțită. Da. Și atunci omul respectiv intră în anumite provocări care pur și simplu nu îi se potriveau și după aceea se întreabă, băi, dar eu sunt în spiritualitate de atâția ani, dar mă chinui și sufăr groaznic. Da, când se poate, mult mai ușor. Și atunci tăria de caracter ne readuce către, băi, de ce am eu nevoie? Și să înțeleg că, ok, eu am nevoie de anumite situații, poate anumite lucruri, că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de apă. Da, și atunci este foarte important să mă duc în exterior astfel încât să le obțin. Ideea este cum le obțin. Le obțin în colaborare alături de alți oameni, adică ținând cont că există și alți oameni cu nevoi care poate sunt complementare cu ale mele, da, și atunci ne susținem reciproc. Acesta este schimbul sănătos. Da? Eu îți ofer roadele genului meu și primesc înapoi roadele genului tău. Și, da, este o dăruire, asta e clar. E o dăruire și o colaborare care ar trebui să fie între noi toți și sunt convinsă că atunci ar fi o armonie mult mai mare decât este în momentul ăsta. Da. Dar către asta ne îndreptăm fiecare dintre noi, pas cu pas, nu forțând lucrurile, nu forțând perfecțiunea. Că știi cum e, că din perfecțiune o luăm razna pe câmpie, n-avem nicio șansă. Dar pur și simplu, ascultându-ne din ce în ce mai mult, da? Ascultându-ne din ce în ce mai mult, putem să-L ascultăm și pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește prin fiecare dintre noi. Pentru că suntem partea împărăției sale, după cum ni se tot spune de atât timp, dar din păcate știi cum e, ni s-a spus dogmatic și dogmele fiind niște adevăruri absolute în această realitate, așa sunt ele prezentate, da, omul la un moment dat realizează că bă, e ceva strâmb, că adevărul ăsta absolut nu e chiar atât de absolut, că uite, poate contrazis. Știi? Și atunci ce se întâmplă, contrazicem întreaga noțiune de Dumnezeu, de divinitate, de întreg, de viață și se întâmplă exact acel război cu viață. Și ne epuizează. Războiul împotriva vieții ne epuizează. Cred că tăria de caracter ne aduce înapoi către noi, astfel încât să ne aducă înapoi către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează prin noi. Nu este în exterior, este în interior.
Da, da. Și asta este important de a fi simțită. Nu o să o simțim noi de fiecare moment, dar măcar din când în când. Și știi cum e, simțind din ce în ce mai des lucrul acesta, începem să avem din ce în ce mai mare încredere în întreg, în faptul că ceea ce e al nostru este pus deoparte și că suntem susținuți în această viață. Și că dacă mergem pe calea noastră, lucrurile au tendința să fie ușoare, să fie line, să fie legere, chiar și provocările. Adică ne putem bucura împreună de provocări. Altfel, ce facem? Mergem pe arătură, deraiem de pe șinele noastre și ne chinuim, încercăm de unii singuri, ne epuizăm, ne îmbolnăvim, ne stresăm, ne puncte, puncte. Aici fiecare poate să completeze. Și nu este neapărat o călătorie plăcută. Da? Și atunci, iată, vine această carte, această cheie, cheia 40, care este reprezentată prin acest desen, care e destul de bogat pe fața acestei persoane și ne readuce aminte să revenim către esențial. Să revenim către uman, să revenim către pământ. Nu să, știi cum e, să fim plecați tot timpul... Da, cred că ceea ce ai spus tu, că trebuie să fim foarte observatori în primul lucru pe care ar trebui să-l facem și să vedem cât de liniștiți suntem sau cât de epuizați. Și cred că asta ar trebui să fie oarecum acel barometru al nostru care să ne spună dacă ne luptăm cu viața sau dacă... într-adevăr, curgem cu ea. O concluzie, Orlando, acestui mesaj pe săptămâna asta. Eu cred că am spus suficient și cred că am vorbit prea mult despre subiectul ăsta, că e revenirea către simplitate. Revenirea către simplitate nu e ușoară. Păi nu e ușoară. Mesajul este, întreabă-te, mă, dar eu de ce am nevoie acum? În momentul ăsta. Ce am nevoie acum? De ce are nevoie corpul acesta acum? Și repetă exercițiul ăsta de cât mai multe ori. Ai observat că te asculți din ce în ce mai bine, ții cont din ce în ce mai bine de nevoile tale și astfel lucrurile au tendința să se rezolve mult mai ușor. Da? Mult mai ușor. Atunci viața devine mult mai plăcută. Da, experiența vieții, de fapt, devine mult mai plăcută. Da, nu este foarte ușor. Sunt convinsă că îi trebuie o tărie de caracter pentru a reuși să ne eliberăm de epuizarea asta și să mergem către... să avem încredere în voința divină și să înțelegem că ceea ce ni se întâmplă este spre binele nostru și că trebuie să învățăm. Dar să știi că e foarte important cum ne uităm la ele. Dacă ne uităm, cineva spunea, știi că ori avem o lecție de învățat, ori avem o experiență. Dar spunând așa, e mereu ceva pozitiv. Simplitatea, în primul rând, cred că vine din simplitatea gândirii. Da, și în același timp să înțelegem că s-ar putea ca viața câteodată să ne mai copleșească. Pentru că știi cum e, dacă e să mergem pe treaba cu ok, eu accept viața în totalitatea ei, dacă nu simțim asta, e ca și cum ne-o cerem, că apropo de ce spuneai mai devreme, știi? E ca și cum ne cerem o provocare de asta care să ne copleșească, astfel încât cumva noi să ne învățăm minte. Știi? Și atunci zic, măi, facem și noi tot ceea ce putem în viața asta, că nu suntem perfect, după cum spuneam mai devreme. Da? Și sunt anumite lucruri, anumite situații care s-ar putea să ne copleșească. Și atunci, știi cum e, vorbim și noi cu viața. Viața blând, te rog. Da? Cât mai blând cu putință și înțelegând faptul că, da, uite, spre exemplu, dacă vine acum un război mondial și cu bombe atomice, s-ar putea să ne copleșească toată treaba asta, s-ar putea să mai avem unde să stăm, s-ar putea să stăm în buncăre dacă supraviețuim. Știi? Și atunci e foarte important să observăm că, băi, suntem atât de puternici, atât de imenși, dar în același timp suntem și mici și limitați. Și găsim adevărul și ne găsim pe noi undeva la mijloc. Da, între această măreție interioară, această capacitate de a crea realitățile, dar în același timp traiul în acest corp care are limitările sale. Că dacă ieșim acum în frig și stăm în pielea goală câteva zile, pentru unii oameni poate cu o oră, două, păi s-ar putea să nu supraviețuim. Da, știi? Da, categoric. Da, deci trebuie să le luăm pas cu pas și să ne acceptăm umanitatea. Lăsăm la o parte experiențele și toate provocările pe care viața ni le aduce. Da, asta e. Da, bine, dar să știi că sunt importante și alea, pentru că de multe ori trecem prin anumite situații care ne pun la pământ
Și ne pierdem încrederea în noi, ne pierdem încrederea în viață, ne pierdem stima de sine, adică pierdem foarte multe lucruri. Și aici iarăși intervine tăria de caracter, care ar trebui, ok, sunt jos, am trecut prin asta, învăț ce am de învățat, dar mă ridic. Iar pentru această ridicare avem nevoie și de voința divină, asta e clar. Dar cum putem și când putem? Câte un pic, nu trebuie să ne ridicăm la fel ca o rachetă. Dar important e să o facem, să nu rămânem acolo jos. Asta spun mereu, știi? Să ne ridicăm. Și simpli și cu smerenie, că eu cred totuși că dacă ne trântește viața un pic la pământ acolo, este și pentru să ne regăsim un pic smerenia și să înțelegem că ne putem bucura din lucrurile simple. Nimic nu e întâmplător, apropo de treaba cu că viața ne trântește la pământ. Absolut nimic nu e întâmplător. Fie că trăim karma noastră, a neamului nostru, a țării, habar n-am, știi? Nu e nimic întâmplător. Da. Și dacă înțelegem faptul că suntem partea unui întreg, atunci ne putem accepta mult mai ușor destinul. Pe cât putem, din nou, mult mai ușor, nu dintr-o dată, gata, l-accept, știi? Dar mai ușor, adică ne, măcar înțelegem, ok, bine, asta e. Mergem mai departe, după cum spuneai, ne ridicăm pe cât putem. Da? Și dacă nu mai putem, asta e ce să facem. Ne mai odihnim, ne luăm forțe noi și pornim mai departe. Ne ridicăm, încercăm să ne ridicăm. Oricum, asta e, ideea este să încercăm să ne ridicăm, din punctul meu de vedere. Dar bănuiesc că... Da? Tăria de caracter ne ridică. Și pentru asta, după cum spuneai, de nevoie de a accesa, măcar la un nivel minimal, smerenie. Drag Orlando, îți mulțumesc foarte frumos pentru informațiile prețioase și pentru descifrarea mesajului pe care cheia 40, lecția tăriei de caracter, ne îndrumă și sper să ne dea idei cât mai multe să ne putem ridica și să putem să găsim acea simplitate și datorită ei liniștea. Te aștept cu mare drag în episodul următor și îți urez o zi frumoasă. De 1 martie, mărțișor! De 1 martie, mărțișor, așa să fie. Bine, păi atunci să ne vedem, să ne auzim cu bine, Cristina. Eu sper cât mai curând, să nu mai dureze atâta luni până când ne revedem și ne auzim și să continuăm. Tăria de caracter, Orlando. O să facă da, totul. Pas cu pas. Zi faină. Zi faină, ție, Cristina.